capra sau cățelul? A fost odată un om care a mers într-un sat vecin să-și cumpere o capră. Pe drum, trei tâlhari l-au urmărit cu gândul să-i fure animalul. Se gândiră ei ce se gândiră și puseră la cale un plan care avea să-l facă pe om să le dea singur animalul. Primul dintre ei i-a ieșit în cale la prima răscruce și l-a întrebat: "Om bun, de ce porți acel cățel în brațe?" "Nu e cățel," îi spuse omul, "e o capră și o duc în brațe, fiindcă tocmai am cumpărat-o și mi-e teamă să nu fugă dacă o las jos." Apoi se miră cum poate confunda un om o capră cu un cățel și porni înainte zâmbind. La următoarea răscruce îi ieși în cale cel de-al doilea tâlhar. "Ziua bună, om bun! Frumos câine ai, dar oare de ce îl porți în brațe? Mai bine i-ai cumpăra o lesă." "Nu e câine, e capră," îi spuse omul cu jumătate de gură și se uită spre animal să se asigure că așa e. La a treia răscruce de drumuri îi iese în cale cel de-al treilea hoț, care îl întreabă și el: "Hei, drumețule, n-ai vrea să lași acel câine jos pentru o clipă și să poposești alături de mine? Apoi am putea porni împreună la drum cu forțe noi." Când îl auzi omul, se uită din nou spre capră și-și spuse în gând: "Omul de la care am cumpărat-o m-a păcălit. În loc să-mi vândă capra, mi-a vândut câinele." Apoi a lăsat animalul în drum și a pornit supărat spre casă. Iar cei trei tâlhari au luat capra și, bucuroși de izbândă, vorbeau între ei: "Omul ăsta are cap, dar n-are minte," spuse primul dintre tâlhari. "O să-i vină lui mintea la cap, dar va fi prea târziu," spuse al doilea tâlhar. "Noi să ne vedem de drum," spuse al treilea tâlhar.